Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Băi, ce facem astăzi? Astăzi mergem la Târgoviște. Bine, aproape am ajuns în Târgoviște. Nu am început vlogul chiar de acasă, fiindcă nu aveam în primul rând fața necesară pentru a începe vlogul. Eram foarte adormit și am zis să-l încep direct de pe drum sau, de ce nu, direct când ajung. Ei bine, astăzi vom monta o nouă navigație și anume navigația Android, ceva model foarte nou, din ce am înțeles este 6 core sau ceva de genul. Oricum o să ne explice Silviu mai multe lucruri și o să vă arăt și vouă tot procesul, adică o să filmez tot montajul navigației. Mi-a zis că durează undeva la o oră jumate, două, ceva de genul, vom vedea. Mai multe o să ne explice Silviu în momentul în care ajungem acolo. Silviu de la Biz Shop, probabil știți magazinul, probabil nu. Dacă nu știți, aveți un link în descriere și aveți și pe ecran. Da, m-ați tot întrebat unde puteți găsi diferite pachete M și alte accesorii pentru BMW. Ei bine, Silviu are un magazin de accesorii. Vinde pachete M și fel și fel de accesorii BMW. Pe lângă asta, vinde și chiar montează navigații Android pe diferite modele de BMW, dar asigură montajul gratuit, așa că intrați în descriere pentru mai multe detalii. Până una alta, nu uitați să dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Sunt tare curios cum o să fie rezultatul final. O să am, din ce am înțeles, meniul acela mișto de G30 de la ultimele modele. Abia aștept să văd, abia aștept să pun Waze-ul, abia aștept să pun YouTube-ul. O să fie foarte fain. Chiar îmi doream de mult navigația asta, dar să zic așa, nu am prea avut timp pentru ea, pentru că au fost alte chestii de făcut la mașină și nu am mai ajuns la navigație. Dar iată că a venit momentul, așa că ne vedem direct acolo. Este ora 7:30, destul de devreme, deci am plecat undeva pe la 5:30, destul de devreme. Am ajuns ok, am oprit să-mi iau și cafeluța, dar din nou nu am filmat. Îmi pare rău că nu am filmat când mi-am luat cafeluța, am stricat toată tradiția, dar mă revanșez în videoclipul viitor, o să filmez cafeluța. Bine, ia uite aici. Da, și cu ocazia asta mi-am și amintit, Silviu oricum o să vină cu mine, fiindcă trebuie să-l duc la Sibiu, m-am oferit să-l duc la Sibiu, fiindcă își ia mașina de la Carfolia, de la Colantat. O să vedeți un F10 foarte frumos. Rămâne surpriză culoarea, dar o să vedeți un F10 foarte frumos pe perne. Deci avem încă un F10 pe perne în țară. Un lucru foarte bun. Abia aștept să le pun una lângă alta, să facem o poză mișto. Bine, cu farurile mele mătuite. Bine, nu sunt mătuite, dar arată foarte nașpa, fiindcă nu am schimbat sticlele. O să schimb sticlele. Astăzi mi-au venit bine. De fapt, nu știu când vedeți voi clipul. Astăzi este sâmbătă. Ieri mi-au venit sticlele, cum ar veni vineri, și luni le montăm, le facem clean. Noi nouțe o să arate farurile până îmi cumpăr LED-urile. Încă sunt în dubii cu farurile full LED. Am zis că o să le cumpăr, dar încă mă mai gândesc. Să vedem cum ies, dacă ies foarte ok, le mai țin și pe astea.
Băi, acum am ajuns noi în Târgoviște, suntem aici. Ia uite, se vede. Biz Shop. Așteptăm să vină Silviu și ne punem pe monta navigația. Ia să vedem navigația. Până aici ne-ai demontat niciodată, nu? Nu. Ce am demontat în zona asta, am demontat doar trimul ăsta. Și asta de multe ori, consola. Unitatea asta optică se mută pe mufa cealaltă. Odată. Și acum hai să facem o probă, să vedem despre ce e vorba. Deci, mufa asta se conectează după asta. Unitatea optică. Odată. Asta cu asta. Și mai avem trecerea asta. Asta pentru o mică probă, da? Da.
Așa. Bun. Se comută după butonul cu meniu. 3 secunde și se comută la meniu vechi. Și... ori touchscreen ca să revii la meniu nou, ori 3 secunde pe butonul meniu. Aici ai aplicații. Funcționează și drive-ul, dar doar în meniurile principale. Da. Așa. O melodie. Stai un pic să fac o setare la dată. Așa. 8.59, s-a sincronizat, da? Da. Mai verific o dată. Aici. Gata. Acum, la final, după ce terminăm, să spui tu contul de Gmail. Da, de Gmail pe, nu știu, pe magazin Play. Dacă nu. Google Chrome. Așa, și acum trebuie conecta cablul auxiliar. Laptopul lui. Spune-ne și pe Instagram-ul. Adi Jără cu 2D. Ok, uite cum o să fie acum pe ecran. Oamenii fac poze pe Laptop. Asta e ID7. Și acum putem... nu, asta e ID6, ID7 ăsta de s-a pus pe seria 7 la nou. E ciudat, e ăla cu roșu și cu negru, da, știu, știi? Da, știu. Îți place ăla? Hai să vedem sau cum se vede. Ăsta e cel, mie ăsta îmi place cel mai mult. Aproape la toate mașinile, baza e sără. Găsim o poziție. Hai să vezi, pentru puținul ăsta trebuie să găsim o poziție optimă. Până găsește ajustarea asta, durează un pic, probabil își pierd și răbdarea. Acum facem și un update la hărți.
Așteptăm acum să se facă update-ul și plecăm la Sibiu să luăm cealaltă mașină. Nu băgați în seamă, compresorul face gălăgie. Bă, e foarte faină navigația, abia aștept să mă joc cu ea. În sfârșit, după 40 de minute la cât am așteptat. Acum o să termine și Silviu mașina din spate, fiindcă trebuia să mai montez eu navigație. Și o să mergem direct la Sibiu să-și ia mașina. Abia aștept să văd cum arată, să facem o poză cu amândouă, una lângă alta, lăsate pe burtă. Îmi place foarte mult navigația, abia aștept, deci, cum am mai spus, abia aștept să ajung acasă, să bag în garaj mașina și să mă joc pe ea. Să vedem ce aplicații descarcă și ce fac pe ea. După cum am spus, aveți, nu se vede, BizShop, oricum aveți link în descriere, unde puteți găsi diferite accesorii pentru BMW și nu numai, pachete M, navigații în special. Și cam asta este, vă las pe voi să vedeți ce se află pe pagină. Acum am plecat și eu din Sibiu, este ora 6 fără un sfert. L-am lăsat pe Silviu să-și ia mașina. Ați văzut, mașina a ieșit foarte bine. Și am făcut niște poze acolo cu șasele la frumos, galben. Au ieșit genial pozele și cadrele pe care probabil le-ați văzut deja. Băi, cam atât cu acest clip. Oricum nu o să închei clipul aici, o să-l închei când ajung acasă sau cel puțin aproape acasă sau la spălătorie, pentru că trebuie să spăl mașina, fiindcă e în ultimul val de montare din punctul meu de vedere, pentru alte persoane probabil e curată. Și da, băi, e foarte genială navigația, adică tot drumul am rulat YouTube fără probleme, am făcut hotspot, dar bineînțeles, ca să fie totul ok, indicat este să-ți iei un mic modem, router, cum se numește, pentru a avea net mereu în mașină. Îți faci un abonament, ceva de genul, și ai net mereu în mașină și ceilalți care sunt cu tine în mașină vor avea net mereu. Până acum sunt foarte mulțumit de navigație, sunt curios cum se va comporta pe viitor. Poate să facă multe chestii, le voi descoperi și o să revin cel mai probabil cu update-uri. Sau mai butonez când ajung la garaj. Deci noi ne vedem direct de acasă. Băi, frate, am ajuns și eu în garaj, sunt mort de somn, sunt plecat de dimineață de la 5:30, trezit mai devreme de 5. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați, aveți în descriere linkul de la BizShop, magazinul lui Silviu, unde puteți găsi fel și fel de accesorii BMW și nu numai. Pe lângă asta, bineînțeles, navigații pentru o gamă foarte variată de mașini. Deci, până una alta, nu uitați, dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!